Salutare, fraților! Noi suntem în drum spre bunica mea, unde o să plantăm porumb, într-o tentativă din asta dubioasă să accesăm fonduri europene, să plantăm nuci și să ne umplem de bani. Doamne ajută! Da. Săptămâna trecută am fost destul de bolnav, așa că ploaia mi-a venit de hac. Ploaia... Da, n-am făcut Q&A-ul, dar acum am un pic de timp în mașină, Grisi conduce și mi-am notat o parte din întrebările voastre la care o să răspund. Și începem cu Cristian MV, care întreabă: cum te-ai decis să te apuci de fotografie, dar de vlog? Eu am terminat facultatea de contabilitate și informatică de gestiune de la ASE, împreună cu Grisi. Nu în aceeași generație. Grisi e mai milfi, așa e, cu 3 ani mai mare decât mine. Nu se vede, nu se vede. N-ai zice. Și nu mi-am dorit să fiu contabil. Am lucrat în bancă pentru 3 luni de zile, după care cu prima ocazie, care a venit când un angajat de la firmă de la mama, care se ocupa cu fotografie, a întrebat-o pe maică-mea dacă ar vrea să-și facă o firmă. Și maică-mea m-a întrebat pe mine dacă vreau să mă ocup de fotografie de nuntă. M-am apucat. Am fost la nunți timp de 8 ani de zile și am avut ocazia să am tot felul de amintiri frumoase de la nunți. Am văzut nunți de 300 de persoane la Casa Armatei. M-am plimbat prin toată țara și am fost la nunți în Sighișoara, în Brașov, în Slatina, în Ploiești, în Târgoviște, în... Brăila, Galați. În Brăila, în Galați, în Constanța. A fost foarte frumos. Dar dacă vă uitați pe site-urile fotografilor de nunți, o să vedeți o chestie ciudată. Aproape niciunul dintre ei nu are peste 40 de ani. Asta pentru că fotografia de nuntă este extraordinar de epuizantă. Începi cu pozele de la 9 dimineața de la machiaj și termini a doua zi la 5-6 dimineața când se dă tortul. În tot timpul ăsta, adică 20-21 de ore, trebuie să stai în picioare concentrat pe subiect. În cei 8 ani de când m-am apucat, m-am îngrășat foarte mult, pentru că mănânci tort la 3 dimineața, sarmale pe la 2 noaptea. A doua zi, duminică, e posibil să ai un botez sau încă o nuntă și ți se strică tot programul. Te culci, aiurea, te trezești după masa. După o vreme, devine foarte obositor și trebuie să o lași mai moale. Și m-am apucat de vlog, pentru că știam cum să folosesc echipamentele, aveam DSLR-urile, obiectivele, camerele video și nu știam ce altceva să fac cu ele. Așa că m-am gândit că aș putea să fac vloguri. Ăsta este al 4-lea canal, Zaia Feti, al 3-lea canal de YouTube pe care îl fac. Am mai avut încă 2 înainte de asta. Primul a fost cu sfaturi despre cum să-ți organizezi nunta, pentru că mă gândeam că aș putea profita de pe urma experienței mele și că ulterior, dacă am succes, firmele de nunți m-ar plăti pentru reclamă. Nu s-a întâmplat. Al 2-lea canal a fost despre cum să-ți organizezi, cum să faci fotografii. Din nou, m-am gândit că la un moment dat magazinele de echipamente foto o să-mi plătească reclamă pe canal. Nu s-a întâmplat nici asta. Al 3-lea e Zaia Fet, care, slavă Domnului, are succes. Și ăsta e al 4-lea. Deci, mult timp. Andrei Călin Scoarță întreabă: cine e Grisi? Grisi este șoferul meu. Nu e... E soția. E soția mea. Suntem căsătoriți de 2 ani jumate și ne știm de 3 ani jumate. 4 ani jumate. 4 ani jumate? De 4 ani... Wow! Am stat 2 ani înainte să ne căsătorim? Aia, un an până m-ai cerut de nevastă și după aia încă un an până ne-am căsătorit. Bine, eu am vrut să o cer de nevastă... De la a doua întâlnire. De la a doua întâlnire, dar m-am gândit că e absurd. E un pic cam rapid. Elena Șerban întreabă: când te duci să-ți mai epilezi prânceana? Bună întrebare, Elena. Grisi? Săptămâna asta, cândva. Ați auzit de la corespondenta noastră locală, Grisi, care îmi face programările pentru sprânceana. 2. Unde mai vrei să mergi în drumeții? Pe munte. Nu știu. De când am slăbit, vreau să mă bucur de corpul ăsta atletic pe care îl am.
nu îmi planific singur drumețiile, nu cunosc munții, din păcate, dar finul meu, cu care mergem întotdeauna pe munte, organizează excursii de genul ăsta, ne ia și pe noi, așa că o să mergem oriunde vrea el. Vic Arif întreabă, cum te simți când vorbești cu camera și lumea se uită la tine ciudat? Mă simt ciudat. A fost mult mai greu pentru mine la început, dar după cum v-am spus, ăsta e al patrulea canal, cu timpul devine mai ușor. Dacă ție ți-e greu acum, încearcă să-ți scrii textul de dinainte, să-l pui pe o foaie, să-ți subliniezi ideile principale, să tragi multe duble și o să vezi că după vreo 200 de clipulețe devine mai ușor. Deși nici acum nu mă simt complet confortabil. Și îi ignor pe ceilalți, frate, care se uită ciudat la tine și asta e. Da, încerc să ignor, pentru că până la urmă am ceva de făcut și o să fac. Asta e jobul tău. Da, ăsta e jobul. Deci te gândești că nu e o opțiune să oprești camera. Trebuie să spui ce ai de spus, indiferent cât de multă lume se uită ciudat. Bia CTZ întreabă, care este filmul tău preferat? Marile Speranțe. E un film din 1994, cred, cu Ethan Hawke și Gwyneth Paltrow, pe care îl văd o dată pe an din 1994 încoace. E al doilea sau al treilea film văzut de mine la cinema, în Cinema Patria din Ploiești, și e primul film pe care l-am văzut singur, fără mama. M-a impresionat foarte mult atunci și nu știu dacă e neapărat un film bun. E un film bun, dar nu știu dacă merită locul ăsta, dar are un loc special pentru mine, pentru că am multe amintiri plăcute cu el. Ana Maria Trimbez întreabă, de ce ai început un canal de YouTube? Am răspuns deja la asta, trebuia să scot întrebarea, scuze. Am început un canal de YouTube pentru că vroiam să găsesc o alternativă la fotografia de nuntă și nu știam ce să fac, îmi trebuia o activitate independentă, ați aluneca puțin, pentru că Grisi e viteză umană. Și o activitate pe care să o pot face cu aceleași echipamente pe care le aveam pentru fotografia de nuntă. Plus un microfon. Singurul lucru pe care l-am cumpărat în plus a fost un microfon. Inițial, că acum, de exemplu, camera asta e special pentru vloguri. Nițu Andrei întreabă, crezi că ar prinde bine un canal de YouTube în care să povestesc cărțile de dezvoltare personală sau business pe care le citesc? Greu de spus. Eu de fiecare dată când am vorbit despre cărți, am avut foarte puține vizionări, dacă te uiți. Depinde cum îți pui titlul clipului și cărțile, în general lumea nu e așa de interesată de cărți ca de alte subiecte, evident. Deci nu o să ai o audiență foarte mare, dar cărțile de dezvoltare personală sunt printre cele mai populare cărți. Așa că s-ar putea să ai succes. Este importantă prezentarea, titlul e foarte important, titlul și thumbnail-ul de pe clip. Și eu zic să încerci să-ți stabilești un program, o zi în care să postezi, săptămânal, și să ai răbdare minim 6 luni. Dacă după 6 luni nu ai suficienți abonați, renunță. N-ai cum să-ți dai seama după 2 sau 3 clipuri. Multă lume pune 4 clipuri și se întreabă de ce nu are 10.000 de abonați. Așa ceva se întâmplă foarte rar, poate că doar în cazul în care ai un viral sau ceva de genul ăsta. Eu n-am avut niciodată un viral. Trebuie să te gândești că dacă un canal are 2 videoclipuri puse și 10 abonați, foarte puțină lume o să se aboneze la el. Trebuie să ai răbdare, să crești, să ai conținut, să aibă omul acesta să se uite în afară de clipul pe care tocmai l-a văzut și să poată lumea să te găsească. Cu cât pui mai multe clipuri, o să ai mai multe cuvinte de căutare, o să te recomande Google mai mult, YouTube-ul, și o să crești în sondaje. Deci, cu răbdare și ambiție, probabil că reușești. Merită să încerci. E greu de spus, nu știu exact. Argatul Cosmin întreabă, ce liceu ai urmat și ce sfaturi ai pentru un viitor licean? Argatul Cosmin, eu am terminat liceul din Ploiești, Ion Luca Caragiale. Și e un liceu foarte frumos, clădire istorică, acolo am terminat și 5-8, gimnaziu. Mi-a făcut mare plăcere să stau în clădirea aia. Mă bucur că nu a fost o clădire comunistă. În special clădirea m-a interesat la liceu.
Da. Ce sfaturi am pentru un viitor licean? Dacă ar fi să iau liceul de la capăt, cred că ideal este să mergi pe o medie. Să nu te ambiționezi să mergi la toate olimpiadele, să ai numai note bune, să fii primul în bancă și să răspunzi la toate orele, pentru că e relativ inutil. Lucrurile astea nu o să te ajute foarte mult ulterior. Nici să stai și să-ți pierzi vremea tot timpul. Bacul e foarte important, în sensul că trebuie să iei bacul. În rest, e bine să-ți găsești niște interese și să citești mai mult. Ai o groază de timp liber în care să găsești ce-ți place. Cum găsești ce-ți place? Citește. Și o să te ducă dintr-o carte într-alta până într-un domeniu care să te pasioneze. Poate că e filozofie, pe mine m-a interesat filozofia, poate psihologie, poate istorie, poate geografie, poate religie. Orice, începe să citești și ceva o să te atragă la un moment dat. După care, liceul este o ocazie pe care n-ar trebui să o pierzi, să-ți faci prieteni, să ai o iubită, să ai un iubit, să bei, să te îmbeți într-o seară, în mai multe seri, să vezi cum e chestia asta, să mergi la munte, să mergi în excursii, să te bucuri de toate experiențele pe care ți le poate oferi liceul. Ar fi păcat să îți petrești tot liceul într-o beție, cum au făcut unii, și în același timp ar fi păcat să-ți petrești tot liceul studiind și ducându-te la meditații. Pentru că e un mod de a-ți rata viața. Mă rog, nu viața, viața de licean. E păcat, nu trebuie să trăiești nici în viitor, nici în prezent. Trebuie să ai în prezent. Trebuie să ai grijă de de bac și de ce o să se întâmple după, să-ți pregătești cât de cât terenul și în același timp să te bucuri de tot ce ai în fața ta acum în liceu. E bine? Da. Ai ceva de completat sau tu așa îi faci și tu? Așa aș face și eu. Alexandru Ioan Verze și întreabă: care sunt primele 5 principii după care îți ghidezi viața? 5 principii. 1. Fă-o pe Grisi fericită. Atâta timp cât Grisi e fericită, cât soția sau partenerul tău e fericit, viața ta este mult mai liniștită. Deci încearcă să nu necăjești omul de lângă tine. Să-l susții sau să fii aproape de el, să pui și tu umărul, să speli un vas, să, nu știu, nu? Să faci ce trebuie, așa încât să trăiești în armonie în viața ta cu partenerul tău. 2. Muncește la ceva care să-ți facă plăcere. Mai mult de 50% din viață o să ți-o petreci la muncă. Așa că atâta timp cât ai suficienți bani să trăiești, că dacă n-ai, fă ce trebuie ca să faci rost de bani. Muncește într-un fel în care să te pasioneze, să simți că evoluezi și să faci ceva ce te pasionează, ce te încântă. 3. O chestie mai recentă: trăiește sănătos. Încerc, în ultimii ani am fost foarte gras, în mare parte din cauza dietei mele luată de la nunți, pentru că mă trezeam, mâncam la orea iurea, m-am obișnuit prost când am ajuns în facultate și nu mai era mâncare gătită de la mama, am luat pizza, tot fel de decizii greșite. Și nu credeam că mă afectează, dar cu cât înaintezi în vârstă, cu atât începi să te simți mai slab, mai neputincios, pentru că ai 130 de kg, căcat. Așa că de când am slăbit, ambiția mea este să nu mă îngraș la loc și să încerc să duc o viață mai activă, ca să pot să mă bucur de corpul meu, nu? 4. 4? 4. Ce aș mai zice? Să citești. Da, să citești. Asta e. Să citești înseamnă să fii întotdeauna curios. Să-ți păstrezi niște interese, să ai lumea deschisă în fața ta. Cred că cititul e o activitate mult mai
importantă decât filmele sau serialele. Chiar dacă e interpretabilă treaba asta, mi se pare cititul mai important pentru că este mult mai activ. Tu poți să lași un film să curgă și să nu fii foarte atent la el. Pe când o carte nu poți să faci. Trebuie să citești cartea asta cu mintea deschisă, concentrat pe carte. Așa că cititul e un mod de a te păstra curios și activ în legătură cu ce subiecte te interesează pe tine. Și 5, nu știu de ce sunt 5, 5 ar fi să văd cât mai mult din lume. Grisi e foarte pasionată de excursii. Acum urmează alte excursii și în vlogul ăsta. De când am început vlogul, o să vedeți că o să fie tot felul de excursii. Pe unde ne plimbăm, o să vedeți și voi. Andrei Mănescu întreabă: salut! Carisma pe care o ai, mulțumesc, în fața camerei, o aveai la început sau te-ai obișnuit pe parcurs? Ce sfaturi ai pentru a vorbi lejer la cameră? Sfatul meu este să faci vreo 200 de clipuri și pentru că primul meu clip de pe primul meu canal cu sfaturi despre cum să-ți organizezi nota este absolut oribil. Și mai e și citit de pe prompter și tot oribil e. Așa că trebuie să ai răbdare. Dacă îți dorești cu adevărat, pentru mine nu e o treabă naturală. Pur și simplu am făcut sute, efectiv sute de clipuri până să ajung în punctul în care să fiu cât de cât relaxat, deși nici acum nu sunt în stare să vorbesc ca și cum aș vorbi cu un partener de discuție. Până la urmă este un obiect. Așa că trebuie să-ți folosești imaginația și să ai răbdare, pentru că după multe, multe repetări o să-ți iasă cât de cât ok. Hi, I'm Sky, întreabă: Pepsi sau Cola? Pepsi. La mare sau la munte? Momentan la munte. Întotdeauna mi-a plăcut mai mult la munte, deși acum s-ar putea să prefer marea, fiind foarte gras, mi-era silă de mine să stau în slip. Acum s-ar putea să se schimbe situația, vom vedea. Dar deocamdată la munte. Anonymous R12 întreabă: ai prefera să înfrunți 10 găini de dimensiunile unor zombii sau 100 de zombii de dimensiunile unei găini? Răspunsul este evident 100 de zombii de dimensiunile unei găini. Pentru că zombiile vor să-ți mănânce creierul, din câte am înțeles. Cum ar putea să ajungă o zombie de dimensiunile unei găini la creierul tău? Ele se deplasează încet, fiind și mai mici, o să te deplaseze foarte încet, deci trebuie doar să mergi în pas și să le depășești. Le poți ucide mult mai ușor. Pe când o găină de dimensiunile unei zombii, adică de dimensiunile unui om, este îngrozitoare. Cred că o singură găină te ucide lejer. Eu abia pot să prind o găină de dimensiunile unei găini, pentru că fug foarte repede prin curtea aia, nu știu dacă ați observat. Dacă ar avea dimensiunea unui om, ciocul ei ar fi ca o sabie la purtător. O să te tragă în cioc. E nașpa. Ești în pericol. Nu e bine, nu e bine. 100 de zombii de dimensiunea unei găini e mult mai ok. Petrescu Pompiliu, care cred că și-a trecut și la nume și la prenume, numele și prenumele, întreabă: cum crezi că va fi anul 2020? Adică peste 4 ani. Sper să fie Nicușor Dan în primărie la București, nu? Da, neapărat. Șansa noastră, votați Nicușor Dan. Am zis că nu fac politică, dar Nicușor Dan, fraților, pe bune, dacă aveți peste 18 ani, nu votați cu partidele, ați văzut ce se întâmplă. iPhone-ul o să fie la iPhone 7, 8, 9... iPhone 10, poate? Probabil că iPhone 10. Nu. S-ul ăla apare mai... Nu apare odată. Nu apare după ce... Poate o să fie 10S sau 8, 9S. O să fie iPhone 7, oricum. Deci o să fie iPhone 8, 9 sau 10, nu știm exact. 10, 9, 10S, da. 9S. Probabil. Sper să am o afacere prosperă de pe YouTube, pentru că deocamdată nu e, dar sunt în lucru. Și cu nuci. Și cu nuci, da, pentru că ne zice să plantăm nuci, porumb, ca să plantăm ulterior nuci. Și mi-aș dori foarte mult să nu mă fi îngrășat la loc. Și ultima întrebare pe care am ales-o:
crazy boy, de ce îți plac drumețiile? Îmi plac drumețiile pentru că sunt o activitate de grup foarte plăcută. Simți că ai realizat ceva când ajungi în vârful muntelui. Te poți bucura. E o bucurie pentru mine să obosesc și să nu mă simt bolnav. Adică, până de curând, când eram gras, evitam să mă urc pe munte pentru că mă făcea să mă simt bolnav. Mi se făcea rău. Dacă sunteți o parte dintre voi grași, știi cum e. Alergi prea mult și îți vine să vomiți. Nu te simți bine. Pe când acum, când obosesc, mă simt puternic, mă simt în formă. Mă simt în viață mai mult. Peisajul e frumos pe munte și discuțiile sunt foarte plăcute. Mâncarea e mai gustoasă când ajungi în vârful muntelui. E o activitate foarte plăcută pentru oricine. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Luni sper să am suficient timp să reiau Zaia Fetu. Și cu vlogul urmează niște vloguri foarte interesante despre care nu o să vă povestesc deocamdată, dar o să vedeți săptămâna viitoare. Pa, pa!